Ok, deci povestea lui Zac și a noastră. Episodul 1. Al patrulea copil din familia Mateș. Gândul ăsta de a ne implica în viața unui copil abandonat, neabandonat, într-o nevoie, este în inima noastră de foarte, foarte multă vreme. Păi, noi deja avem destul iubire, destul timp, trebuie să dăm și la alții. Deși cochetam cu gândul de mult și ne-am gândit amândoi, am zis, Doamne, dacă Tu vrei să ne folosești în sensul ăsta, noi vrem să ne lăsăm folosiți. Și în ultimii ani chiar ne-a presat, pentru că știam că trebuie să facem niște pași concreți în sensul ăsta. Absolut nu știam de unde să o apucăm. Așa că în data de 10 iunie, când am ajuns cumva la o oarecare disperare, că nu știam ce să facem, eram împreună cu Sara, mi-aduc aminte, în rulotă și ne-am rugat și am zis, Doamne, nu vrem să fie din ambiția noastră proprie. Dacă Tu crezi că noi ar trebui să intrăm în asta, dacă gândul ăsta e de la Tine, creează Tu un context în care noi să ajungem să facem pași în sensul ăsta. Aveam teamă să nu cumva să fac diferență între copiii mei și copilul care n-a ieșit din mine. Și așa a creat Dumnezeu că în data de 16 iunie, după o săptămână, am fost acceptați ca voluntari la spitalul Marie Curie. Și din momentul în care am aflat că putem să mergem la spital, ne-am suit în mașină, în 2 ore, după ce am aflat vestea, ne-am suit în mașină și am plecat la București direct. Tremur. Adică-s fericit, adică nu e un sentiment negativ, știi? Dar pe mine când mă copleșesc sentimentele, devin mai blanc, așa, nu sunt... Nu știu, sunt exuberant, dar în alte situații, nu în chestia asta atâta de serioasă. De aceea am cerut o minune, mi s-a dat, nu o să vă dau foarte multe detalii pentru că e ceva personal, foarte personal, încât nu vreau să împărtășesc, dar asta m-a făcut să merg mai departe și să intru cu credință și cu încredere că Dumnezeu o să aibă grijă de sentimentele noastre, de copiii noștri, de copilul să se simtă foarte iubit, să nu existe nicio diferență în inima noastră. Ai putea să împarți dragostea părinților tăi, adică a noastră, cu un alt copil, mai ales un copil pe care nu l-a născut mama? Da. Da? Cum? Adică să-l iubești și pe Zac, dar și pe voi. Da? Poți asta? Am foarte multă. Ce? Iubire mie. Dar de unde dăm lapte? O să trebuiască să cumpărăm lapte praf, că nu am lapte. Sau îl alăptezi tu. Dar nu am cum, numai dacă stă în burtica mea am cum să-l alăptez. Păi atunci trebuie să bei multă cafea, dacă vrei. În familia noastră am mai vorbit că vrem să ajutăm un copil sau mai mult sau cine știe, dar eu nu-i vedeam așa serios pe mine, adică eram da, într-o zi poate când eu deja o să fiu plecată, cine știe. Îmi aduc aminte că am făcut 5 ore până la București. Era un trafic extraordinar, ideea e că tot drumul ăla până acolo eram cu Sara în mașină, ne încurajam unul pe altul. Dar în același timp era o bătălie extraordinară în noi. Ne gândeam, zic, mă, Sara, am zis, da, că mergem, dar noi suntem all-in în treaba asta. Adică, noi ce facem acum? Asta va fi adopție? Doar mergem în vizită la un copil? Da, dar e bolnav, dar ce are? Și mă gândeam, zic, da, dar dacă e bolnav cu inima, dar dacă e bolnav cu capul, zic, oare aș putea să duc așa ceva? Deci nu vă pot spune ce bătălie era în noi. Tot drumul ăla ne-a frământat și ne-a făcut că am ajuns să luăm un motto pe care îl avem și astăzi, și anume că o zi sau o viață noi suntem pregătiți să ne sacrificăm. Și asta am zis, Sara, habar n-avem, nu știm dacă maică s-a îl abandonat de tot, dacă îl vrea, dacă mâine apare, dacă... De fapt, nu știam dacă o să putem să avem o a doua zi să-l mai vedem. Nu știam exact ce are. Deci, 2-3 chestii minore știam, atât. Putem să mergem la spital, sunt și copii acolo abandonați, atât. Deci, vă zic, a fost o bătălie extraordinară. Ideea e că am zis da și am știut că deviza noastră, motoul nostru, va fi o zi sau o viață, noi gata, suntem pregătiți să ne sacrificăm. Cu gândul ăsta am și început, că noi ne punem la dispoziția unui copil, dar în niciun caz nu mă gândeam că copilul pe care o să ne-l trimită Dumnezeu va fi bolnav, o să aibă așa o malformație de gravă la inimioară, la plămâni. Nu mă gândeam că Dumnezeu mă alege să am grijă de un copil bolnav. Niciun caz. Și a fost foarte șocant că a venit dintr-o dată. Eu nici măcar nu eram acasă, am primit un telefon, mi-au zis ai mei că Melissa, noi ne pregătim să mergem în București și eram what? Așa dintr-o dată eram șocată, sincer. Dar am știut că ai mei, Duhul Sfânt îți zice să facă chestia asta și știam că e de la Dumnezeu, așa că eram liniștită. Dar foarte aveam așa o suspiciune la ce se întâmplă, pentru că nu eram sigură despre decizia asta. Încă de la început vreau să vă spunem că nu vă recomandăm să urmați mot-a-mot modul în care am ajuns noi în contact cu Zac. Pe fiecare Dumnezeu ne pune în contexte diferite și fiecare avem drumul nostru. Cu aceste videouri vrem pur și simplu să vă împărtășim cele mai importante lecții de iubire și de iertare pe care le-am învățat în viața noastră și să vă încurajăm și pe voi că fie vorba de o zi sau o viață, să fim sensibili la vocea copiilor aflați în nevoie și să fim gata să ne sacrificăm pentru ei. Suntem în fața spitalului, Sara se aranjează și mai sunt câteva minute. Wow, sunt foarte emoționat. Sunt așa în stomac cu o senzație ciudată, rău de tot. Acum când mă uit la video, îmi dau seama că nu eram deloc pregătită. Deloc pregătiți eram așa ca doi pui, ne-am aruncat în ceva ce mi s-a confirmat că e de la Dumnezeu și nu știam ce o să ne aștepte. Hei! Hei! Ce faci, mă? Încântat de cunoștință! Mi-aduc aminte că eu râdeam la Sara așa, drăguț, dar era așa un fel de da și un fel de nu, în capul meu era fum, era scântei. Când l-am văzut prima dată, am simțit o grămadă de sentimente mixte care îmi veneau, mă copleșeau, în minte era o bătălie foarte mare. Da, eu și râd, uite-te. Capul mare, corpușorul mic, vedeam că musculatura nu era formată mai deloc, abia nu stătea atunci un funduleț, piciorușele erau moi, mânuțele, adică nu, eu comparând cu copiii mei, știam cum trebuie să fiu un copil la 9 luni. Care e problemuța ta? Hai să vedem un pic. Musculatura. Hai. Deci musculatura e moale, știi? Nu te bag. Deci nu are putere. Foarte greu. Așa, după care, stă un pic. Stă un pic. Ce vorbăreție. Foarte cald. Aici, cred că i s-a și format, știi? Căpuțul. Baba! Așa! Elimină tot. Arăta ca un copilaj de 5 luni, cam așa. Primul meu impact, fai de mine, deci... Vă zic, în momentul în care a intrat copilul pe ușă cu infirmiera, mamă, mi s-a părut că avea un cap extraordinar de mare. Uite, atâta mi se părea că are capul și atât are corpul, mi se părea atâta de nesimetric, era gri de culoare. Deci în mine era o bătălie extraordinară, nu știu, și zic, mama, tocmai pe drum ziceam că da, o zi sau o viață, da, oare o viață? Deci era, efectiv nu vă pot spune ce era în inima mea în momentul ăla. Inițial noi am plecat la drum cu o milă, nu cu dragostea aia pe care am învățat-o pe parcurs. A fost o milă. Da, și că mă păzărea că mă gândesc, da. Ei, iubitul. Și așa, trebuie să facem activități cu el. Deja a transpirat. Prima dată când mi-a trimis mama și tata poze, după ce a fost la spital, a făcut diavolul cumva ca în mintea mea să-l fac, să-l distorsioneze pe Zac. În așa fel de nu înțeleg cum eu îl văzusem chiar ciudățel. Mi se părea că are capul mare, Dar nu, deci nu înțeleg cum putem să văd așa, când, și când mă uit acum la exact aceleași poze, îl văd, e un copil atât de superb. Deci, nu înțeleg, nu înțeleg. Asta e ceva ce nu găsesc explicații. Bravo, 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 bravo. Sus, 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 hai, așa, așa. Mi-aduc aminte că l-am luat în brațe pe bebeluș și mă uitam la el și mă uitam în mine și nu simțeam nimic pentru el. Și mama, am și pielea de găină. Deci nu simțeam nimic pentru el în sensul de ce simțeam pentru copiii mei. Că mi-aduc aminte când mi-am luat copiii mei în brațe și mă uitam, mamă, tati, te iubesc, iubitule. Și mă uitam la ăsta și nu simțeam același lucru și m-a înfiorat chestia asta și am zis, Doamne, ce e asta? Și în momentul ăla parcă a venit Dumnezeu și mi-a zis, o să te învăț eu ce înseamnă dragostea. Și zici că Dumnezeu mi-a luat capul, mi-a desfăcut așa cu fermoarul, mi-a desfăcut capul și Dumnezeu mi-a zis, acum vei înțelege ce înseamnă dragostea, nu ce crezi tu că e dragostea. Dumnezeu m-a luat pe mine în brațe și s-a uitat la mine și eu nu eram un copil care cerșea ajutor. Eu eram unul care mă credeam bun, care mă credeam special, care credeam că n-am nevoie să-mi zică mie nimeni ce e bine și ce e rău. Credeam că n-am nevoie de Dumnezeu, eram un rebel. Și Dumnezeu s-a uitat la mine și a zis, ca să pot să-l am pe Paul, eu va trebui să îl dau pe fiul meu să moară pentru toată răutatea asta care este în el. Asta este Evanghelia, asta este esența dragostei lui Iisus Hristos pe care a avut-o pentru noi. Și după aia mi-am imaginat, zic, Doamne, deci Tu pe mine, cel care mă credeam bun și eram rebel, Tu ai plătit cu Fiul Tău să moară pentru mine. Asta e dragostea cu care Tu m-ai iubit. Am zis, wow! Asta e dragostea pe care o vreau și eu pentru copilul ăsta. Imaginați-vă ce dragoste a avut să plătească cu moartea pentru tot răul pe care noi l-am făcut. Deci ca și cum, ca să am grijă de copilul ăsta, eu ar trebui să-l dau pe Amza să moară. Nu, modul în care am început să înțeleg dragostea lui Dumnezeu și ce a făcut El pentru mine a fost un mod extraordinar de profund. Eu acum vă spun niște cuvinte, dar modul în care eu am înțeles asta m-a făcut să-mi doresc dragostea asta și am zis, Doamne, vreau să am dragostea asta pentru copilul ăsta. Și după toată înțelegerea asta la nivel de minte, parcă a început în mine să crească dragostea pentru el. Și mai mult și mai mult gândul ăla de o zi sau o viață, eu sunt gata să mă sacrific pentru copilul ăsta. Tot mai tare am început să descoperim dragostea de care ne vorbește Biblia și pe care cred că poți învăța doar când, doar umblând, doar în situații. Cred că din teorie nu ai cum. N-ai cum, oricât de tare ai încerca să o înțelegi, să desfaci firul în patru, până nu o trăiești, nu ai cum să o înțelegi. Am învățat 3 lecții foarte mari din toată experiența asta. Prima vă zic astăzi, pe celelalte 2 vă las să urmăriți episoadele următoare. Prima lecție pe care am învățat-o a fost, pot să iubesc eu un copil care nu e sânge din sângele meu? Aș putea să am un astfel de copil? A fost extraordinar. Hai. A fost foarte important că am fost câteva zile împreună, acolo, la spital, noi 2, odată unul era jos, altul era sus și țineam legătura în permanență cu copii. Trebuie să facem activități cu ei. Deja a transpirat. Deja a transpirat, că nu are putere în piciorușe și în mânuțe și în coloană. Cum ți se pare, bebele? Abia am arătat videourile pe care mi le-ai trimis și acum am mâncat la mini și mâncam că desert, vezi? Mi se pare frumos, bebele. Da? Și abia așa să vezi? Și eu. Era așa mai simpatic când era mai mic. adică mai singurel, mai supărat. Și când a crescut mare, fericit, zâmbet, de toate. Părea cu capul mai mare și cu corpul mai mic, dar tot drăguț. Și slab, știi, așa mai era mai slăbuț. Acum s-a îngreșat. Nu pare mai drăguț. Asta a fost prima zi. Am zis că dacă toată experiența noastră cu Zac, toată legătura noastră cu el se va încheia acum, în momentul ăsta, în prima zi, am zis ce bogăție. Piciorușele lui sunt micuțele, așa micuțele și noi. Nu prea are așa putere, iubitul. Da, nu are putere. Păi asta e poziția în care a stat 8 luni de zile. Da. Stai. Hai să facem un pic de sport. Hai să facem. Ia uite, ia uite. Bravo, bravo, hai. Așa, bravo. Și acum hai, sus. Singurul lucru pe care îl știam în momentul respectiv era că părinții erau minori și bebelușul a fost lăsat în spital când avea o lună de zile. Îmi aduc aminte, a doua zi era extraordinar de cald în București, eram îmbrăcați cu combinezoanele alea, cu masca pe față, erau 28 de grade în salon. Și cum mă jucam cu bebelușul, cum îl inspectam așa și îl cercetam, mă uit atent la el. Și avea o mică găurică aici, la ureche. Și mă uit, nu se poate! Nu se poate! Cum să aibă găurica asta? Uite și eu am găurica. Și eu am găurica. Ia uite și eu am. Toți copiii noștri au semn din naștere găurica asta aici, în ureche. Și am zis, băi, negriciosule, tu ești unul de-a nostru și nu știm. I-am zis, wow, ce drăguț. Unul din 10.000 de copii are semnul ăsta din naștere, e o mică malformație acolo. Am zis, wow, extraordinar. Băi, ție ar trebui să-ți dăm un nume pe care noi l-am dat copilului nostru. Nu ești tu copilul nostru, habar n-avem dacă vreodată vei fi, dar noi te vom numi Zac. Zac este un nume pe care eu l-aveam pus acolo în mintea mea, că am zis dacă voi avea vreodată încă un băiețel, aș vrea să-i pun numele ăsta. Este prescurtarea de la Zaharia, este un nume la fel ca și Amza, puternic și are o însemnătate extraordinară. Zac înseamnă Dumnezeu și-a adus aminte. După atât de multe luni în care a stat singur în spital, Dumnezeu și-a adus aminte. Și bineînțeles că Dumnezeu nu este un uituc care ne abandonează și ne uită. El are planul lui perfect pentru viața noastră, dar mi s-a părut că se potrivește și din ziua aia noi am început să-i spunem Zac. După amiaza aia, împreună cu medicul de la Marie Curie și infirmiera și cine mai era acolo, ne-am gândit să-i oferim un timp extraordinar lui Zac, pe care nu l-a mai avusese decât de la o lună. Deci, practic, putem să spunem că niciodată nu ieșise afară din spital la o plimbare. Am fugit repede până la prietena noastră din București, Sarah Smith. Ea avea un cărucior și diferite chestii pe acolo. Am zis să-i mai aducem niște lucruri. Și împreună cu infirmier, așa l-am pregătit și am ieșit toți împreună afară pentru prima dată. Na, zi tu, asta e prima ta plecare, prima ta plecare din spital. Stai așa că urmează mai multe, asta e doar prima. 90% din viața lui a stat în spital. Ia uite, ia uite, frunza, asta e o frunză. Ia uite, ia ce frunză. Wow! Vezi? Da. Tu-ți dai seama că el n-a fost afară la plimbare niciodată? Ce zici? Uite cum se uită. Cum se uită, e așa... Trebuie să-l țin un pic în brațe ca să se simtă protejat, știi? Da. Decât în căruț. Mai întâi un pic în brațe și după aia în căruț. Da. Mamă, cum se uită stânga-dreapta. Nu înțelege ce-i cu el. Deci absolut ce vă spun este o bucurie extraordinară însoțită de o durere extraordinară. Pentru că pentru prima dată se uita la, nu știu, la nori, la frunze, la... Simțea mirosurile din București, claxoane, gălăgie, oameni. fața lui tot timpul era așa încruntată cumva și mirată, ciudată, era... Ce privire are! E atent la toate lucrurile, la tot ce e în jur, împrejur. Wow, wow, wow! Copacii, copacii! Wow! Wow, wow! Ce râde! Ia să dăm noi sus jos, să dăm noi sus jos. Ia! Hai să vezi unde te-am adus. Prima ta ieșire în parc, Eva. Fix în orășelul copiilor. Hai să luăm în brațe ca să vadă, știi, așa încărușorii mai... Uite cum și-a ridicat piciorușul. Aaaa, ce scump! Asta e un fel de vreo afară, wow. Ce uimit! Se pare că e foarte uimit de tot. Wow, o zi sau o viață! Deja e a doua zi în care putem să-i oferim ceva. Putem să fim lângă el, să uite, să aibă experiența asta. 2 zile, dacă am stat cu el și de mâine nu-l mai vedem în viața noastră, am zis, wow, câtă bogăție, ce mult câștig din toată experiența asta. Astăzi este a 3-a zi în care venim și îl vizităm pe bebe. Hai, stăm atunci, trebuie să rugăim. Trebuie să rugăim. Spălăm băiețelul pe fățiucă. Da, să știi că o să te spăl mult. Mult ne spălăm. O să stai mai mult în apă. Mult. Mult. O să facem băieți în fiecare seară. Misiunea asta pe care o avem noi ca și familie. Și o să implicăm și copiii. O să fie o bucurie pe care e adusă pentru toți, pentru familie, nu doar pentru noi. Și eu să se simtă folositor. Amza deja are o grămadă de iubire, Sofia. O grămadă. Gata. Ai voie să ieșim. Ai voie să ieșim, da. Ce fain. Ei. Dumnezeu a vrut că Dumnezeu a făcut să poți să ieși afară și astăzi. Așa a făcut El. El a făcut, da, mulțumim, Doamne, mulțumim. Bravo! Bravo! Hai, flaudă cu picioarele. Hai! Hai! Exact. Clap, clap, clap! Hei! Vrei să-ți vorbesc ca în desene animate? Acum o să ieșim afară! Hei, hei! Cum putem să ieșim afară? Luăm liftul! L-am chemat chiar acum! Ce râde! Da! Ia uitați de cine avem noi aici! Privirea lui de uita la copaci. La ce te uiți, mă? La asta? Asta e interesant pentru tine? Da? Noi venisem în București peste weekend. Ajunsesem vinerea după amiaza și am stat și sâmbătă și duminică. Aveam deja 3 zile cu el. În noi se produsese cumva decizia de a încerca să luptăm cumva pentru copil. Noi știam că el este abandonat de acolo, fusese în spital abandonat de la o lună, dar aveam un milion de întrebări, 1 miliard de întrebări. Nu știam exact dacă mama l-a abandonat de tot sau nu. Știam că cumva îl abandonase, dar nu l-a abandonase. Nu știam ce înseamnă din punct de vedere legal să ajungem să fim implicați în viața lui. Adică noi eram determinați să... Ori că stăteam o zi cu el, după cum vă zisesem, ori că ar fi stat la noi toată viața, noi ziceam, bă, gata, prețul care va trebui plătit, nu știm cât va costa să-l îngrijim pe copilul ăsta, dar noi știm că o să vrem să-l plătim. Imaginați-vă, erau multe gânduri, viața ni se urma să ni se dea peste cap total. Da, foarte, deci azi dimineața aveam o viață, acum e alta, știi? Și sunt așa, fără niciun gen... Adevărul e că ni s-a și dat. Nu știu dacă ați observat, dar de 4 luni încoace am postat foarte puțin, nu am mai fost plecați. Știi? Și nu era ca și cum noi ne căutam împlinirea într-un copil, pentru că n-avusesem niciodată copii. Noi știam ce înseamnă copil și știam ce înseamnă un copil și bolnav, că și noi am avut copii bolnavi. Scarlett a avut o perioadă cu intoleranța ei la lactoză care a fost groaznică, numai prin spitale. Copil bolnav cu inima. Și nici nu știam exact ce are, că avea și o horcăială la plămâni, cred că avea și ceva la plămâni și nu se prea știa ce, nu știam noi ce la momentul ăla. Erau numai probleme cumva, dar o zi sau o viață, am devenit gata, determinați să ne sacrificăm. Prima dată când te vedem că dormi, ce frumos ești când dormi. Ești frumos și când ești treaz și când dormi. Uite așa dormeam. Pe Melissa, Scarlett și pe Amza, uite așa dormeam. Făceam așa, când ne făceam de câteva ori, bum, nani. Nu m-am simțit pregătită deloc. Dar acum nu mai concep viața de dinainte. Mi se pare că am învățat atât de multe lucruri și mi-a intrat atât de tare la inimă copilul ăsta. Pot spune că îl iubim cu toată inima. Și pot spune că îl iubesc cu o iubire de mamă. Îl iubesc, e drăguț. Nu pot, cum să le explic? Pur și simplu îl iubești și punct? Da. Îl iubesc cu punct. Nu-l iubești dacă, nu-l iubești pentru că, ci da. Îl iubești și punct. Da. Știm că și tu ai 1.000.000 de întrebări legate de ce a urmat și unde au dus lucrurile până la urmă. Și noi aveam 1.000.000 de întrebări și o să încercăm la o parte mică din ele să răspundem într-un episoadele următoare.